Ne aflăm aici la prima zi din RoboFest, un festival organizat de Universitatea Politehnică București, cadrul căruia face parte și concursul RoboChallenge. Ce puteți vedea în spatele meu este practic amenajarea spațiului de joc pentru concurenții care vor începe să vină de mâine. Începând cu ora 4 o să avem o perioadă de test oficială în care concurenții o să-și calibreze roboții, o să-și facă ultimele reglaje și să pregătesc pentru competiția care va începe sâmbătă, începând cu ora 10. Participanții în acest an vin din 15 țări. După cum vedeți, în spatele meu încep să monteze steagurile țărilor participante. Avem participanți din Azerbaijan, Bulgaria, Ecuador, Mexic, Paraguay, Tunisia, Turcia, Egipt. Avem 700 de participanți cu aproximativ 600 de roboți. Tot spațiul acesta din spatele meu de mâine va fi plin, arhiplin, cu participanți, cu roboți, cu nervi, cu multă tensiune. Așteptăm la RoboFest și în special la RoboChallenge să vedeți roboți la treabă.